cerul este una dintre atracțiile care au fascinat multe persoane din cele mai vechi timpuri. De câte ori nu v-ați uitat în sus și v-ați întrebat dacă există într-adevăr alte forme de viață care ar dori să intre în contact cu noi? Ei bine, aceasta este una dintre întrebările fundamentale la care nu există răspunsuri sigure. Oamenii de știință caută constant răspunsuri care ar putea oferi cele mai mici indicii în rezolvarea acestui puzzle, însă poate nu suntem pregătiți să aflăm răspunsul. Ecuația lui Frank Drake. În 1961, astrofizicianul Frank Drake a dezvoltat o ecuație pentru a estima numărul civilizațiilor avansate care ar putea exista în galaxia Calea Lactee. Ecuația Drake s-a dovedit a fi un bun punct pentru cercetări ulterioare, iar tehnologia spațială care a avansat constant a reușit să îmbunătățească analiza oamenilor de știință cu privire la diverse aspecte ale acestei ecuații. Totuși, nu suntem încă capabili să descifrăm chiar toate variabilele ecuației. De exemplu, varianta L, care reprezintă perioada de timp în care astfel de civilizații extraterestre eliberează semnale detectabile în spațiu, este imposibil de aflat în momentul actual. Și totuși, în noile cercetări, Adam Frank și Udraf Sullivan oferă o nouă ecuație pentru a aborda o întrebare ușor diferită. Care este numărul civilizațiilor avansate care ar fi putut să se fi dezvoltat de-a lungul istoriei universului observabil? Ecuația lui Frank și Sullivan se bazează pe cea a lui Drake, dar elimină nevoia variabilei L. Suntem singuri în univers. Singuri în tot acel spațiu, nu am fi cam egoiști să credem asta? Hai să facem un calcul. Câteva sute de miliarde de stele din galaxia noastră, sute de miliarde de galaxii din universul observabil și 150 de planete spionate deja în imediata vecinătate a Soarelui, chiar nu ar exista o șansă infimă ca cea mai mică formațiune de viață să existe pe undeva? Întrebarea cu adevărat mare este când vom avea mijloacele tehnologice pentru a atinge o astfel de inteligență care să ne permită să contactăm formele de viață posibil existente în univers. Cu un pic de noroc, acest lucru s-ar putea întâmpla până în anul 2050, iar noi vom fi martorii unei experiențe unice pe Pământ. Viața pe alte planete. Compania NASA este interesată de acest subiect și, sincer, ce companie din domeniul spațial nu ar fi? Astfel, există multiple programe care și-au propus să analizeze orice posibilitate a unor alte forme de viață în univers. Astfel, NASA a reușit să fondeze unul dintre cele mai inovative programe, și anume cel al căutării exoplanetelor. Scopul final al programului exoplanetei de la NASA este de a găsi semne inconfundabile ale vieții actuale pe o planetă dincolo de Pământ. Misiunile timpurii de găsire a planetei, cum ar fi Keplerul NASA și K2 sau telescopul spațial James Webb, au oferit dovezi ale lumilor potențial locuibile și unele dintre aceste telescoape o vor face în continuare. James Webb, conceput parțial pentru a investiga giganții gazoși și superpământurile, ar putea găsi o versiune supradimensionată a planetei noastre. Dar dacă nu avem noroc, căutarea semnelor de viață ar putea dura zeci de ani, însă trebuie să admitem și faptul că este posibil să nu găsim o formă de viață străină în acest secol. Practic, noi căutăm acul în carul cu fân când ne referim la alte forme de viață. Universul este presărat cu atât de multe enigme încât ne va lua o eternitate să descoperim toate surprizele acestuia. Astăzi am confirmat aproximativ 4.000 de exoplanete. Majoritatea au fost descoperite de telescopul spațial Kepler, lansat în 2009. Misiunea lui Kepler a fost de a vedea câte planete ar putea găsi orbitând în jur de 150.000 de stele într-un mic petic pe cer. Kepler a reușit să vină cu o idee nouă. Există mai multe planete decât sunt stele și cel puțin un sfert dintre acestea sunt planete de dimensiunea Pământului, în așa numita zonă locuibilă a stelei lor, unde condițiile nu sunt nici prea fierbinți, nici prea reci pentru viață. Cu un minim de 100 de miliarde de stele în Calea Lactee, asta înseamnă că există cel puțin 25 de miliarde de locuri în care viața ar putea să existe numai în galaxia noastră, iar galaxia
galaxia noastră este una din alte trilioane. Nu este de mirare că telescopul Kepler a rămas fără combustibil în cele din urmă. Este amintit cu respect de către astronomi. Kepler a schimbat modul în care abordăm unul dintre marile mistere ale existenței. Chiar dacă telescopul nu a reușit să răspundă direct la întrebarea care ne frământă, acesta a reușit să deschidă niște uși care, pe măsură ce vor fi analizate, vor oferi cu siguranță răspunsuri prețioase. Alte forme posibile de viață. Chiar și în condiții ideale de viață s-ar putea să fie nevoie de mai mulți factori care să fuzioneze. Faptul că viața nu a fost încă creată în laborator înseamnă că nu este generată în mod banal și că este nevoie de mult mai multe lucruri decât am crede noi. Marte se află aproximativ în zona locuibilă, dar după cum bine știm, nu există nicio civilizație pe ea. Chiar dacă viața ar fi rezultatul inevitabil al proceselor chimice de pe fiecare planetă cu apa lichidă, nu există dovezi că o astfel de fertilitate apare rapid. Pe Pământ, vieții a luat aproximativ 1 miliard de ani pentru a se forma și încă câteva miliarde de ani pentru a ne produce pe noi. Dezvoltarea vieții inteligente pare să necesite mai mult decât o potrivire planetară. Luați în considerare accidentele improbabile care, privite din exterior, ar părea o simplă șansă. Însă, să fie chiar așa, dacă stăm să analizăm, de cele mai multe ori omenirea a avut de câștigat, chiar dacă nu exact în momentul accidentelor, ci de pe urma acestora. O coliziune gigantică la începutul istoriei Pământului a creat Luna, lovind axa Pământului suficient pentru a reda oblicitatea și creând astfel anotimpurile de care noi ne bucurăm, dar nu suficient pentru a distruge Pământul în întregime. Între timp, Luna care a fost produsă generează mareele Pământului și stabilizează oscilația planetei. Câteva miliarde de ani mai târziu, dinozaurii care dominaseră cu succes planeta de 100 de milioane de ani au fost șterși din fericire de un alt asteroid mai mic, atât de puternic încât i-a distrus pe toți, dar nu a ucis mamiferele. Mulți oameni de știință au observat că au existat aproximativ 15 extinții în masă, dintre care 6 catastrofale, înainte ca oamenii să apară pe scenă, subliniind istoria complexă, tumultoasă și periculoasă a evoluției noastre. Multe alte condiții contingente de pe Pământ au permis vieții să prospere. Apa este esențială, dar dacă Pământul ar avea mult mai multă apă în oceanele sale, nu ar fi existat nicio masă terestră pe care peștii să se târască și să evolueze în ființe mai complexe. Mai mult, traseul pe care l-a parcurs evoluția a fost complicat. Biologul Stephen Jay Gould a susținut că evoluția noastră a fost atât de aleatorie încât probabil nu s-ar mai putea repeta niciodată. Deja ne simțim mai special, nu? Paleontologul britanic Simon Conway Morris susține că convergența vieții pe Pământ cu umanitatea era inevitabilă, dar numai din cauza mediului nostru extraordinar de perfect. Probabilitățile asociate cu toți acești termeni biologici sunt foarte incerte, iar astronomia nu oferă dovezi noi care să le evalueze. Discuțiile tradiționale tind să-și imagineze fie că inteligența este inevitabilă pe orice planetă aproximativ adecvată, fie că este puțin probabilă. Drake propune acum că doar aproximativ una din 10 milioane de stele are o civilizație detectabilă, astfel încât în volumul nostru de spațiu de 100 de generații cuprinzând 30 de milioane de stele ar putea exista alte două civilizații. Însă chiar dacă nu am descoperit viață până acum, nu înseamnă că nu putem face estimări. Astfel nu va exista civilizație dacă o stea este prea mare sau prea mică, dacă orbita sau oblicitatea unei planete este greșită, dacă dimensiunea sau compoziția chimică a acesteia nu este adecvată, dacă istoria sa geologică și meteoritară nu o avantajează, dacă chimia necesară pentru a genera primele forme de viață este prea complicată sau prea lentă, sau dacă evoluția de la proteine la forme inteligente este prea des avortată. Astfel vedem că șansele se împuținează dramatic pe măsură ce adăugăm condiții.
Se pare că întrebarea care își caută răspunsul de foarte mult timp va avea nevoie de niște descoperiri serioase pentru a putea fi soluționată. Sunt șanse ca alte forme de viață să existe în univers cu siguranță. Le putem contacta? Nu chiar, și asta este problema care frământă cercetătorii. După cum am văzut, există numeroase condiții care trebuie îndeplinite pentru ca o formă de viață să ia naștere și este posibil ca și atunci când toate condițiile sunt îndeplinite, formele de viață să ezite să apară. Ce avem noi pe pământ este rodul unui timp îndelungat și al unor scenarii care ne-au favorizat constant. Poate că în realitate suntem singurii care au avut acest noroc, cine știe. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, îți recomand și videoclipul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.